Jeff Bezos ne demonstrează că poți să ai 200 de miliarde de dolari și totuși să fii un ratat gelos. Din nou, a dat în judecată pe SpaceX, încercându-i să le freneze progresul. Hai să vedem mai multe detalii. Înainte să începem, dacă te uiți la acest video, probabil ești pregătit să iei în serios investițiile. E bine, dacă vrei să-ți începi drumul către independență financiară, noi la ProfitPoint am creat un curs extraordinar, gratuit de 3 zile pe Zoom, pe această temă, așa că, dacă ești interesat, cu mare căldură recomand. Link în descriere. Da, bun, revenim. Deci, avem aici lista celor mai bogați oameni din lume. Elon Musk este în frunte cu 215 miliarde și Jeff Bezos cu 203. Știrea este că Blue Origin, firma lui Jeff Bezos de rachete, despre care probabil unii nici n-ați auzit, pentru că n-au făcut mare lucru, în afară de a da în judecată competitorii. A zis către FAA, the Federal Aviation Administration, deci cei care reglementează zborurile, să limiteze lansarea rachetelor SpaceX din cauza impactului asupra mediului. Deci, Blue Origin a fost fondată în anul 2000. SpaceX, 2 ani mai târziu. Blue Origin încă nu a ajuns în orbită. Ok? Este absolut patetic, jalnic. Am spus asta și în trecut. Blue Origin ar trebui închisă și să nu mai irosească bani. De mulți ani încoace, Jeff Bezos a zis, va vinde $1 miliard pe an în acțiuni Amazon ca să financeze Blue Origin. Efectiv, nu au cum să fie în competiție cu SpaceX. Nu au cel mai bun talent. Cultura este foarte birocratică, se mișcă lent. Nu inovează suficient de repede. Jeff Bezos nu este un lider nici pe departe așa de bun ca și Musk. Deci, doar irosesc timp, bani și resursă umană. Dar hei, e o piață liberă. Elon Musk a remarcat comic că trebuie să se redenumească firma ca și Sue Origin, de la Blue Origin, de la Sue a dat în judecată. Uită-te la racheta lor. Cu ce seamănă? Uită-te îndeaproape. Ok? Este comic. Degeaba Bezos tot merge la podcasturi și vrea să pară calm, musculos. Caracterul este lipsit de integritate. În urmă cu câțiva ani și-a lăsat soție cu care a fost împreună de 20 de ani, cu care a avut 4 copii, pentru o pițiponcă, cu care merge la petreceri pe iaht. Este extrem de geloș pe Elon Musk și încearcă să-l copieze cum poate. De exemplu, Rivian. Amazon a investit masiv în Rivian, o firmă care absolut clar are șanse infime de reușită. Rivian face mașini frumoase, nu e problema. Rivian ca și business este un absolut dezastru. Cum filmez acest video, a urcat 49% în after hours pentru că Volkswagen a anunțat că va investi 1 miliard acum și încă 4 peste ceva timp ca să le finanțeze pierderile. Problema cu Rivian e la fel. Nu inovează suficient de repede, pierd o tonă de bani și practic nu au niciun avantaj competitiv. Da? Dar neapărat și el vrea o firmă de mașini electrice. Sper din suflet să nu ajung în halul ăsta ca Bezos. Da. Deci, vă rog să-mi spuneți dacă devin așa nesimțit când o să am și eu 200 de miliarde. Da, bun, în altă ordine de idei. OpenAI a dat un update legat de noul ChatGPT. Am făcut video chiar după anunț, știi, funcția vocală, care este în timp real, are multă emoție, deci e cu adevărat foarte avansat. O trecut mult de când au zis că va fi lansat și încă e pe nicăieri. Am spus că, păi, a fost niște probleme neașteptate, ne mai trebuie încă o lună ca să începem să lansăm la un grup mic de oameni și vrem să ajungem la toți utilizatorii cu abonament în toamnă. Inițial, la anunț, au spus că o să fie aici în câteva săptămâni.
acele nouă funcții. Și acum i-ai amânat cu jumătate de an. Deci, de fapt, nici pe departe nu era gata. Eu nu înțeleg ce e cu trendul ăsta nou. De ce companiile anunță o funcționalitate care va veni peste foarte, foarte mult timp? Adică nu ajută la brand. Dacă ar avea un pic de răbdare și zic, ok, aici ai noua funcționalitate, uite ce fain e, este disponibilă săptămâna viitoare. Da. Adică trece hype-ul. Între timp, un competitor al lui OpenAI, Anthropic, ok, nu sunt tare cunoscuți, dar au scos un nou model, chatbot, care performează mai bine strict la a scrie cod. Da? Nu e super din orice punct de vedere, dar la a scrie cod este mai bun. Da. Nebun. Atât am făcut pentru astăzi. Deci ne putem amuza. Unii confundă averea netă cu IQ. Ce se întâmplă e că Bezos nu a fost așa în trecut. Mai de mult era un tocilar umil, dar cum i-a crescut averea și notorietatea, s-a schimbat. Știi, zic la de mult timp, dacă banii te schimbă. Nu neapărat că te schimbă și nu neapărat că doar amplifică ceea ce ești, ci primești noi teste, noi provocări. Da. Dacă pici acel test, de exemplu, îți înșel soția, problematic. Da. Deci, banii nu sunt totul. Ok, atât pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut acest video, lasă un coment. De asemenea, sunt curios ce alte topicuri mai vrei să auzi. Și cum ziceam și la început, dacă vrei să-ți începi drumul către independența financiară, avem un curs gratuit, link în descriere. Nu uita să te abonezi pentru că postăm de 3 ori pe săptămână. Mulțumesc pentru vizionare și pe curând!